Hei, hei, salutare tuturor! Uite că am ajuns și la Institutul Cultural Român. Astăzi are loc cea de-a 10-a ediție a Galei Poeziei Române Contemporane. Prima ediție având loc în 2011 la Ateneul Român. Am venit să văd despre ce e vorba. Este prima dată când particip. Sunt mega curioasă ce o să se întâmple aici. Evenimentul va fi moderat de Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor Români. Va participa și doamna Nora Iuga. Yay. Cred că se aude în spatele meu, se aud niște tobe, sper să mă aud și eu. Sunt repetițiile trupei Phoenix, cea care va deschide evenimentul. Haide să vedem. Este a 10-a ediție, Gala Poeziei Române Contemporane. E despre istoria muzicii, e despre istoria literară, despre Ujică, despre Foarță, despre Nichita Stănescu, despre Mircea Ciobanu. Adică nici nu știu cum aș putea să fac o prezentare istoriei muzicii rock românești. Phoenix, în seara asta, la ICR. Atâția oameni care vor să asculte poezie și muzică românească de cel mai înalt nivel. Nicolae Brădiceanu este, ca să folosesc un clișeu pe care îl auziți adesea și când trebuie, dar mai ales când nu trebuie, un poet care, de fapt, nu are nevoie de nicio prezentare. În cazul lui se și potrivește, pentru că e una dintre personalitățile literaturii române de azi. Pentru cine bate vântul? Pentru cine cazi și pentru cine te ridici? Pentru cine bate vântul neobișnuit de rece? Pentru ce te afli tu acum aici? Și pe cine l-aștepți curând să plece? Vântul bate pentru toată lumea rar. Vântul bate în lume pentru fiecare. Vântul este singurul zidar. Vântul este singura întâmplare. Nora Iuga. Daniel Cristea Enache, te rog să o acompaniezi. Noroc, mă iau cavalera.
Tu știi că ești în spațiu deschis, poți să scoți masca aia. Păi asta voi și face până la urmă. Am emoții puternice revenind în această grădină minunată a Institutului Cultural Român. Firește am emoții și fiindcă sunt alături de o poetă precum Nora Iuga. Nora Iuga duce foarte departe lirica într-o zonă a intimității aproape insuportabilă la lectură. Colajul poetic devine o radiografie făcută personajului feminin, care își asumă vârsta și își retrăiește fulgurant, uneori memorabil, toate vârstele. Ceva vreme. Volumul a apărut după 8 ani de interdicție de publicare și este primul volum premiat de Uniunea Scriitorilor. Se cheamă Opinii despre durere. Felinarele, felinarele, ce iarnă tăcută și ce voluptoasă singurătatea acestui suflet. Felinarele, felinarele, cu lacrima înghețată pe sticlă, aș vrea să alerg până la strada cu numele meu, să-i spar caldarâmul și să dezgrop un copil, pentru că e iarnă. Și copacii ridică în picioare atâtea schelete. Hai că mă duc la ultima, ca să nu vă plictisesc. Mușcătura albă, doar nevăzutul rămâne. Câinele fără sânge, câinele fără miros, mușcătura lui albă în creierul meu e, din vremea când pământul era o stea verde ce-mi lumina noaptea, oglinda. Cunoscută probabil pentru cartea ei de mare succes, Ultimul Canibal, este una dintre vocile distincte, dintre cele mai originale ale poeziei feminine românești actuale. Am să citesc trei poezii din volumul în editare, 33 plus 3, Poemele copilăriei. Patria de niciunde. Toată viața am fugit. Mi-amintesc cum nici în burta mamei n-am umplut spațiul destul, m-am tras într-un colț de pânte ce ca în țara nimănui, ca să nu fiu văzută, să nu încurc pe alții, gata să fug dacă cineva altă lume îmi deschide. Așa m-am născut, nu total întrupată. Așa am crescut, lungă, subțire, o atletă pentru o altă lume, vulpe de deșert, vulpe de prerie. Oriunde eram mie însă de ajuns. Tot timpul, cu bagajul făcut, călătoream și pe planetă și spre înăuntrul ființei. Cititorii de dincolo cunosc pe Valerian Văzganian, în primul rând ca autor al romanului de succes, inter și internațional, Cartea Șaptelor. Dacă este însă să ne amintim bine, Valerian Văzganian a început cu poezia, a ucenicit la școala regretatului Mircea Ciobanu. Spațiul e o buctă, o planetă rotundă, în care merg înainte și mai înainte decât înainte, din nou și din nou,
până ating punctul din care am plecat. Și dacă timpul ar fi o bulă, o planetă rotundă, aș păși în viitor și în viitorul din viitor, din nou și din nou, până aș ajunge din urmă clipa când m-am născut. Și dacă și sufletul ar fi o bulă, o planetă rotundă, și aș cădea în păcat și m-aș adânci în păcat treaptă cu treaptă, oare și ajunge să mai trăiesc vreodată curăția din tâi? E onoare pentru mine să mă aflu astăzi seara aici. Seara asta superbă de toamnă, în grădina asta plină de istorie. N-am știut niciodată, nu m-am simțit niciodată atât de mic, atât de incult și atât de neștiutor ca astăzi. Poveste sentimentală. Nikita Stănescu. Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des. Eu stăteam la o margine a orei, tu la cealaltă. Așa ca două toarte de amforă. Numai cuvintele zburau între noi, înainte și înapoi. Vârtejul lor putea fi aproape zărit și deodată îmi lăsam un genunchi, iar cotul mi-l înfigeam în pământ, numai ca să privesc iarba înclinată de căderea vreunui cuvânt, ca pe sub laba unui leu alergând. Cuvintele se roteau, se roteau între noi, înainte și înapoi. Și cu cât te iubeam mai mult, cu atât repetau, într-un vârtej aproape văzut, structura materiei de la început. Nikita Stănescu. Până la noi, muierea pupea mâna bărbatului până mai adineau, zicea Mărina lui Pătru. Și din dumneata nu-l scotea niciodată. Îi făcea acolo 3-4 copii, dar nu îndrăznea să-i spună nu. Cele mai mândre, alea care se ambiționau, nu-i ziceau nici cum. Femeia, bă, are socotelile ei ca să țină de coada cârpătorului, să țină oala de mânușă la foc, să stea ciucită la vatră și să lase politica. De asta ne ocupăm noi. Asta e pentru oameni. Femeie. Păi ce știe femeie? Ea să șteargă sticla lămpii, să alinieze clondirile pe corlată, să fie toate drepte așa. Așa să tragi coața. Să te tragă, să spune ventuzele și să nu-ți iasă din vorbă. Că ce știe ea? Înainte nu prea vedeai la față, că purta maramă, zăvâlcă lungă, colon. Abia îi scriveau glezna. Dar obiceai, domnule. O ghiceai pe-a frumoasă și o furai. O furai, o luai pe cap și o făceai muierea ta. Auzi, fă, Mărie, ia zi-vă când fa noroc. Care fă capitala Portugaliei? Însoară-te, bă, târzule, și nu mai vă zice ce cu copiii. Că ai și început să iei culoarea ce. Păi găsește-mi tu una care să-mi placă să pupă una la comandă, ca puia. Deci de aia, vezi să nu te pupe moartea rece. Am umplat. Am iazat stăt să fiarbă. Sub troiță așteaptă seara. Tânărul Marcel Vișa, ca și o parte din autorii generației anterioare, generației 80, nu face poezie într-o rezervație imaginară, abstrasă realității înconjurătoare. Bună seara! Voi începe cu un poem despre rețelele sociale, intitulat Regina Facebook. Cum mesteci gumă pe live, iar băieții salivează privindu-te, cum pui tu poze din minut în minut, iar like-urile curg din secundă în secundă, nu te mai satură Dumnezeu. Ai fani mai mulți decât meriți. Oh, tu, regina Facebook, coroana ta e compusă din like-uri,
și rochea din panseluțe, ți-a trimis un mesaj și mi-ai dat sim. Nu ai coborât de pe piedestalul virtual în realitate. E periculos. Regatul tău se întinde dintr-un capăt în altul al monitorului de 17 inci. Al meu are 20, dar nu dimensiunile contează, ci inima. Iar tu ai o inimă Facebook care bate la fiecare like. Vei face un far, baby. Eu n-am inim de dat, dar îți ofer o conexiune Wi-Fi stabilă. Fac titering de calitate. Poți fi cu mine și pe net în același timp. Nu pierzi nicio reacție la postările tale prețioase. Supușii vor saliva până când vor da în ulcer și vor fi internați din cauza ta în saloane românești, fără prize și rutere. Tristețea li se va întinde pe fețele livide ca o cremă de călbenele. Cu ultima suflare vor să-ți mai dea un like. Oh, tu, regină Facebook, mi-ai nebunit pe toți. Cum ai făcut să mă îndrăgostesc de nerăspunsurile tale? Dă-mi like la cererea în căsătorie, te rog. Am postat-o la tine pe wall acum o lună. N-ai mai murit firea al dracului, îi strici pisoiului. Vaca să-ți rumege visele când te trezești transpirat în iesle și nu mai știi ce ai făcut aseară, de ce nu mai dă lapte găinii din bătătură. Să fii nevoit a merge cu vaca la păscuș și a treia zi după ce te-a părăsit marea iubire. Să vezi că nici atunci vecinul nu și-a strâns cocenii de pe câmp. Asta trebuie să fie al dracului de greu de suportat. Să nu vă fie frică. Să nu vă fie frică când soarele apune, căci răsăriva iarăși și fără rugăciune. Să nu vă fie frică când norii au să se atune, când potopiva ploaia și bezna au să tune. Să nu vă fie frică să spuneți la prost. Faceți-l să-și dea seama că până aici a fost. Căci nu ajuți nătângul lăsându-ți se plimbe, doar când prostia doare probabil să se schimbe. Să nu vă fie frică să ziceți la hoț, să-i cunoască lumea și să-i urască toți. Căci mulți îți fac așa viacul în lumea asta mică, îi va părăsi norocul, să nu vă fie frică. Să nu vă fie frică să pretindeți dreptul, cu glas de vis și ambrozie vorbește înțeleptul. Dar asta nu se face în coți bătând mătănii, ci aruncând cu bâta hidoasele din hrănii. Și nu lega cu dragul în veci nicio frăție, căci de vei trece puntea, nu-i nimeni să te ție. Iar capul cel plecat, ce iute taie spada, priviți-i drept în ochi, să nu le placă prada. Cine râde la urmă, e ultimul ce râde, se bucură românul de adevărul crude. Înțelepciunea noastră ne trage de la voi, ce-ar fi să întoarcem placa și să fim lupi și noi. Să nu vă fie frică de cei cu banii gârlă, că sunt puțin la număr și sunt crescuți la târlă, căci n-au făcut avere fără prăsilnicie, în 12 ani politici numiți democrație. Păi, s-a scris 12 ani după... Să nu vă fie frică de cei postați pe sus, ce atârnați de grindă și mâine vezi că nu-s, căci subțire sfara și mintea lor e mică. Să scuture iar țara, să nu vă fie frică.